bine v-a regăsit cu un nou video pe acest canal. De data aceasta vreau să urez la mulți ani persoanelor cu numele de genul Niculina, Nicoleta, Nicu și restul abreviatelor. În seara de 5 decembrie, la geamuri se arată un personaj mitic numit Moș Nicolae, care este îmbrăcat pe un verde. El aduce cadouri puse în ghetulțele lăsate de noi la pervazul geamului, care el nu aduce chiar cadourile care le aduce și Moș Crăciun, adică nu prea aduce cadouri în gen jucării, el aduce mai mult alimente. Când mi-am dat eu seama că Moș Nicolae nu există, nu știu, avem undeva la 9 ani probabil, nu mai țin minte și n-am fost chiar așa de afectat. Mie Moș Nicolae de multe ori mi-aducea chiar și o vorbuță, pentru că nu eram cel mai cuminte copil, pe care o rupeam. Dar în timp crescând, magia sărbătorilor gen Crăciunul și chiar tata cu Moș Nicolae și-a cam pierdut din magie, ca să spun așa, și na, crescând nu prea mai este așa de wow. Bun, deci cam după acest episod, oameni buni, eu am fost Alex, nu uitați să apăsați pe butonul de like dacă mai vreți episod de gen vloguri, să vă duceți în descriere pentru că acolo mi este Instagramul și Facebook-ul și să-mi lăsați un comentariu cu ce v-a adus Moș Nicolae anul acesta. Cam atât cu acest episod, iar noi ne vedem data viitoare cu un nou video. Până atunci, numai bine. Pa, pa! The secret pocket.